Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș a pregătit pentru luna în curs trei evenimente după cum urmează. Mama Mărțișor Neprețuit va fi primul spectacol care va avea loc în data de 7 martie, începând cu ora 17. Spectacolul artistic este dedicat zilei femei, iar pe scenă vor urca Cătălina Tudorache, Truba Distinto și Taraful Constantin Lătărețu. Prezentator va fi profesor Lavinia Vasile. Prețul biletelor va fi de 30 de lei în sală și 20 de lei la balcon, iar biletele se găsesc la Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș. Piesa de teatru o femeie împărțită la doi va fi al doilea eveniment ce va fi organizat la Călăraș. Spectacolul organizat vineri 12 martie începând cu ora 19 are în distribuție actorii Ana Ubagiu, Silviu Mircescu și Sergiu Costache. Biletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro și se pot achiziționa și de la caseria Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș. Sâmbătă 27 martie, începând cu ora 11, în sala de spectacol Barbu va avea loc evenimentul Aventuri în Babaland spectacol pentru toată familia. Aventuri în Bubbleland este primul și singurul spectacol de magie și baloane de săpun, o incursiune magică într-o dimensiune a baloanelor de săpun. Biletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro.